Bun găsit, dragi prieteni, din nou de aici, din studioul Radio M Plus din Târgu Neamț, pentru Tele Moldova. Invitatul nostru de astăzi se numește Vlad Peiu, e tânăr, e din Târgu Neamț, este antreprenor, face și sporturi extreme, dar face și lucruri extraordinare care ies din mâinile lui. O să vedeți astăzi despre ce este vorba. Bună ziua, Vlad, îți mulțumesc că ai venit la emisiunea noastră. Bună ziua, bine v-am găsit. Politică, n-am zis că faci și politică. Încercăm și noi, în timpul liber. În timpul liber? Situația. Să îndreptăm situația. Are și doi copii. Deci e un tânăr realizat, un tânăr care a rămas în România și vrea să schimbe puțin lucrurile în bine și sper să reușească. Eu mă declar convins că generația tânără care va veni după noi va schimba lucrurile în România. Cum te descurci în hățișul ăsta al economiei de piață? Cum te descurci aici în Târgu Neamț? Dușmanul nostru deocamdată e doar timpul. Nu ne mai ajunge timpul. Nu ne mai ajunge timpul. Arta ne mănâncă destul de mult timp. Încercăm să ridicăm calitatea la un nivel maxim, tot timpul să descoperim lucruri noi. Am fost foarte mult în zona Greciei să adunăm informații, grecii fiind, având un trecut legat de sculptură mult peste lor. Stai că a intrat abrupt așa, deci tu te ocupi cu, ca să înțeleagă telespectatorii, tu te ocupi cu... Sculptură bisericească. Sculptură bisericească în lemn. În lemn. În lemn, doar da. În lemn. Cum ai deprins arta, meșteșugul? M-am născut în familie. Tatăl meu făcând mobilier bisericesc de peste 40 de ani. E o tradiție de familie? Da, exact. Eu încerc să duc mai departe. Aha. Tatăl meu încă este foarte activ, oricum. Nu am loc de el să... Pe buletin îmbătrânește, dar fizic... Se prezintă foarte bine, da, să știi. Și am foarte multe lucruri de învățat. Mă consider norocos. Te consider norocos da. Că ai avut, te-a luat de mic în, în zona asta. O să vedem câteva imagini, stimați telespectatori, și o să vedeți și dumneavoastră cu ce se ocupă domnul Vlad Peiu, un tânăr care pur și simplu face și artă, și frumos și bun, și te-a luat tatăl în atelier. Putea să nu-ți placă. Putea să zic, băi, tată, mă fac, nu știu, altceva. Mi-a plăcut IT. De mic, mi-a plăcut mirosul de lemn. Da? Lacurile, da. Aha, deci trebuie să înduri. Nu e ușor pentru plămâni. Am înțeles. Până când ies aceste opere de artă. Da, este multă muncă. Este foarte multă muncă. Dar satisfacția întotdeauna după ce montăm o lucrare este enormă. Când vedem ce am reușit să reușim să lăsăm în urmă până la urmă, despre asta e vorba. Deci montați catapetezme, ca să înțeleagă și telespectatorii noștri. Da, sunt făcute de la zero. Cum se face o catapeteasmă de asta de biserică? Cum Păi se procură cheresteaua în primul rând. Nu, în primul rând te duci și vezi un spațiu, nu? Da, suntem chemați de... Da, în biserică. De preoți, în general. Da. Și de donatori. Se măsoară, ne uităm la... Analizăm puțin arhitectura bisericii, geamuri, ce forme, ce arhitectură, Sfântul Altar, ce formare, să încercăm să nu ieșim din zonă sau înălțimea, în funcție de pictură, dacă este deja pictată. Sunt mai mulți factori. După care se face proiectul. Noi facem proiectul la scară de 1 pe 10, se merge iar la fața locului, părintele de față, analizăm, măsurăm, mai modificăm sau nu, apoi se încheie contract, prețuri, avans și ne apucăm de treabă. Am înțeles. Dumneavoastră veniți cu ideea? Da. Sau, eu știu... 90% sunt ideile noastre. Mai sunt preoți care studiază foarte mult, nu se grăbesc, se informează, caută și deja când mergem au un mic portofoliu pregătit. Adică preoții merg, văd alte biserici, exact. Urmăresc, am înțeles. Și îți doresc anumite modele. Și îți doresc anumite modele. De obicei, încercați să faceți unicate, nu? Sau da, cum? Da. Obligat este unicat. Aha, nu avem două lucrări la fel, niciodată. Aha. Noi continuu adunăm și noi informații și încercăm să ne depășim cu fiecare lucrare. Am înțeles. Cât durează
o asemenea lucrare? Un iconostas de dimensiuni medii, să zicem, 6 luni. Ce înseamnă dimensiuni medii? Medii, 7 metri lățimea, pe 5 metri înălțime. Aha. Ceva de genul. Și cum se face? Din bucăți? Din bucăți. Da? Din bucăți. Se montează la rece, cum spunem noi, acasă, să nu fie probleme, și apoi când se merge la biserică, deja în câteva ore trebuie să fie pe poziție. Am înțeles. Da, da, da. Și sculptura asta, de multe ori mă uit, poate mulți oameni la biserică nu realizează când văd. Cum se face? Cu mâna? Cu dălți. Utilaje? Cu... Utilaje doar parte de tâmplărie. Unde se fac panourile din lemn, se ia cherestea din stivă. Adică ce se taie... Exact, exact. Așa. Se pun la clei. Deci totul se face manual, nu? Exact. Totul se face manual. Ce cu coroana asta? Am descoperit printre fotografiile tale o coroană și un buzdugan. Dar cred că coroana este... Doar coroana, da. Coroana e... A? E a ta? Nu e a ta. Are și ea o istorie, o poveste. Da, da, da. Am văzut cu un prieten. Ai făcut-o cu un prieten, cu Andrei Sandu. S-a pus numele acolo pe coroană. Lângă coroană. Ne-a venit noi ideea. Am văzut că este la mănăstire la Putna, o replică după coroana voievoda la lui Ștefan cel Mare, Sfântul Ștefan cel Mare, și am zis că ar fi bine și la noi, la Târgu Neamț, dacă tot avem cetate, să avem și noi o coroană. Să o expuneți, că ea este expusă undeva. A fost mult, am pierdut foarte mult timp încercând să vedem cum o putem reproduce. Nu știam din ce. Am ajuns și la cei de etnie romă, să vedem dacă se poate turna, serios. Deci nu știam, din lemn, la strung, nu știam cum o putem să facem replica să pară cât mai originală. Foarte interesant, adică vrea să faceți un lucru, dar nu știați de unde? Nu, am înțeles. Habar n-aveam cum și din ce e? Din, e făcută din printare 3D, dintr-un material de plastic. Deci am îmbinat cumva istoria cu tehnologia, nu știu cum să spun exact. Am înțeles. Și e pusă foiță de aur de la un fost coleg. Au fost treabă multă. Trimisă, e printată la programul, fișierul 3D făcut la Buzău, cred, de ne-a ajutat un băiat informatician IT foarte bun. Apoi s-a făcut printare 3D la București. Apoi a fost trimisă, dusă cu trenul, ambalată bine, la Constanța, unde s-a pus foița de aur, aur. Apoi s-a mers la Constanța, s-a dus înapoi la București. M-am dus la București, am stat o noapte, am lipit toate perele alea, le-am cu mâna, manual, fiecare. Am stat acolo o zi și o noapte cu Andrei Sandu și am fiecare petricică să o punem la locul ei. Deci ați vrut să alea faci... au fost comandate din China până am găsit pietrele pe culori, pe dimensiuni, pe... Aha. Fiecare deci piatră a fost, într-un soplu. Toate au fost, ca să spunem așa, doar pentru ca această coroană să fie expusă la Târgu Neamț în cetate. Exact. Și să demonstrăm cumva că cu o sumă mică de bani și cu implicare. Am înțeles. Se pot face... V-au ajutat și cu bani și alte persoane? Nu. Nu. Deci numai tu și cu colegul tău, prietenul tău? Exact. Și ne-a ajutat foarte mult. Băiatul cu foița de aur ne-a făcut un super discount, doar materialele. Doar aurul? Sau aurul? Foița, da. Foița, da. Pietrele nu au fost nefiind... N-au preț, fiind din China, s-a aproape gratis. A durat foarte mult până au fost găsite. Aha. Așa... E o printare, băiat cu printare 3D, iar doar materiale, imprimanta având, nu știu, oricum. Cât a durat toată operațiunea asta de imprimare? Nu mai știu exact câte ore a durat. Câteva ore, oricum. Deci câteva ore ați pus acea imprimantă la băiatul respectiv, București, are la activ multe obiecte făcute în București pentru diferite vedete, pentru filme, pentru anumite... Și asta e coroana? Piese. Cam asta ar fi coroana? Noi ați urmărit așa, eu știu... Am vorbit cu un istoric local, am căutat pe internet, am fost la Mănăstirea Putna, am studiat, ne-am uitat, am analizat, am măsurat... Prin acolo. Muzeu sau prin... Da. V-ați dus voi de capul vostru? Foarte personal. Interesant, ia uite. Cu ruleta așa. După noi, cu caietel, am măsurat, am... Și pus pe cap după aia, am făcut... Tata a făcut desenul 2D... Am tăiat cartonul, l-am pus pe cap, m-am măsurat. Prima dată ați făcut, ai dreptate, așa de semn. Și cam asta ar fi coroana lui Ștefan cel Mare, din tot ce ați găsit voi, imagini, eu știu, picturi pe pereți, pe... Da? Din imagini și am văzut tablouri vechi, icoane vechi, cam seamănă. Cam seamănă, asta este varianta originală. Ați intrat la muzeu, la Putna, ați stat de vorbă cu călugării de acolo? Nu, ați cerut, n-ați cerut... Le-am cerut doar permisiune, acordul pentru a...
Aha. A, le-a spus că, domnule, vrem să facem și noi exact, o coroană, exact. să o expunem la Târgu Neamț. Foarte interesant. Astăzi o să vorbim și despre Creangă, un alt brand pentru Târgu Neamț, așa ca o... Dar asta o să fie într-o emisiune viitoare, o emisiune care va vorbi despre zilele Creangă, se vor întâmpla în zilele următoare. Bun, să revenim la tine, Vlad. Și după toată întâmplarea asta, ați expus-o la... Ați avut probleme că nu vi le... Nu vă expune, că nu... Domnul Vasile Deacon ne-a ajutat foarte mult. N-am simțit niciun fel de impediment sau... Am înțeles. Iată, foarte interesant, inițiative locale, inițiative ale tinerilor care, iată, vor să se implice în societatea românească. Foarte, foarte tare, Vlad. Și filmul, două lucruri s-au făcut, dar mi-aduc aminte, am vorbit și în campanie, cred, și mai este filmulețul de prezentare a orașului cu natură, cultură, istorie, legat de Târgu Neamț și împrejurim. Iarăși un film pe care tu l-ai făcut pentru a atrage atenția că există în România și Târgu Neamț, există locuri interesante de văzut. Da, să știi că cam toată lumea când spui Neamț, se gândește Târgu Neamț, cetate, Casa Creangă. Cam aici bat toți. Ce mai știu ei de prin școală, ce mai... Și cu munca care o facem, mă bucur enorm că avem lucrări trimise, tata mea și personală, în Chicago, New York, Dallas, Vancouver, și numele de familie și numele orașului ajunge și pe alte continente. Bravo, felicitări. Ne întoarcem la imaginile tale. Aici ești tu cu în fața unei catapetezme extraordinare. O catapeteasmă cu albastru, cu foarte mult... Da. E pentru un beneficiar din România care tot timpul face acte de donație și de la mănăstirea Pantocratori, în județul Teleorman, va ieși o lucrare foarte... Încă nu, până de Paști, va fi gata de aurit și să mergem să montăm. Ea pare gata, dar probabil nu e gata biserica. Da, doar partea de jos. Doar partea de jos, da. Și mai sunt diferite ornamente pe jos care nu sunt montate, încă nu sunt gata. Spuneți-mi, sunt mulți specialiști în domeniul ăsta? Suntem destul de mulți. În țară? În Târgu Neamț și zona Târgu Neamț. Aici, în zona Târgu Neamț, este... Aici suntem cei mai mulți, cred. Mai sunt zona Arad, Bacău. Dar zona Neamț suntem, cred că 80% din sculptorii din România. Mm-hmm. Mai că nimeni vorbește mult despre noi. Noi nu prea existăm. Da, pare așa că ele vin de undeva. Sunt făcute undeva. Adică toate bisericile... Nu, când intri într-o biserică, catapeteasma este cea pe care o admiri în mod special, în afară de pictură. Pictura, da? Pictura și sculptura. Și sculptura, da. Dar nimeni nu întreabă cine, toată lumea știe de pictură, cine a pictat biserica, nu? Vorbești de mănăstirile, nu? Cine a pictat la Agapia? Dar nu întreabă nimeni cine a făcut, nu? Parcă ar fi o nedreptate aici să aveți și voi numele depinde, pus undeva. Depinde de persoana care intră, ce da. L-atrage mai mult, pictura, sculptura. Am înțeles. Dumneavoastră face și, eu știu, pe margine, stranele, da? Tot ce ține de la ușa de intrare. Tot ce ține de parte de lemn. Tot ce înseamnă lemn în biserică, deci faceți dumneavoastră. Iată, am aflat un lucru interesant, de județul Neamț, zona Târgu Neamț este, are meșteri vestiți în domeniul ăsta al... Da, aici... În zonă o lucrare frumoasă avem la Mănăstirea Pângăraț. E o bijuterie. Noi. La Mănăstirea Pângăraț, da, în comuna, localitatea biserica Pângăraț, nouă, Piatră Neamț. Biserica cea nouă. Da, care se urcă sus. Acolo. Așa. Acolo avem o lucrare foarte frumoasă. Este lucrarea tot a dumneavoastră. Da. Am înțeles. Și în alte biserici, așa? Avem multe. Aha. Și în Piatră Neamț chiar. Nu știu cum se cheamă exact cartierul. Măreței 2, nu știu exact. E o biserică nouă. Avem multe, multe în zona. La ieșirea din oraș? Cea din... Spre Bacău. Lângă... Spre Bacău, da? O biserică neterminată? Da, se pictează acum. Acum se pictează. Da, cartierul 1 Mai. Din cartierul exact. 1 Mai, din Piatra Neamț. Da. Aha. În zonă, mai aproape. Dar în rest avem foarte multe lucrări. Avem comenzi pe următorii 3 ani, cred, acum încolo. Ei, iată, dumneavoastră nu sunteți afectați de pandemie. Bravo. Nu. Am fost norocoși. Aha. Da, iată o lucrare care, iată, iarăși, văd că acum a apărut cu formele astea rotunde, așa, bombate așa în exterior. Așa e la Mănăstirea Pângăraț, da. Așa este. Tot mijlocul e semirotund. Semirotund, da.
mult de muncă. Cum îl îndoiți lemnul sau cum îl curbați? Vin tăiate multe bucăți, lipite, iar se taie, iar se lipesc. Este o, am înțeles, o tehnologie. Dar unde ați învățat tehnologie? Tatăl dumneavoastră unde a făcut școală? Unde a mers să învețe? El a lucrat într-o fabrică de mobilă, chiar pe domeniul sculptură. Aha. Înainte de a se retrage și a începe singura activitatea. Aha, e, fabrici de modă, pe, de mobilă, da, pe vremea existau comunismului, în zona Neamț foarte mari și la Piatra Neamț a existat o fabrică. Mult export pentru Germania. Pentru... Deci mobila cea mai selectă era făcută aici în zonă. Și apoi s-a retras și de 40 de ani doar pentru biserici. Aha, și a început să facă mici lucrări la biserică și încet, încet a reușit să... Da, sunt cu adevărat... opere de artă. Da. Sunt și varianta aceasta dreaptă, deci varianta mai simplă, dar icoanele acestea cine le de obicei sunt pictate de același pictor care pictează și biserica, să fie aceeași mână, cum spunem noi. Aha. Aceleași culori. Ah, și deci intrați cu el în legătură, i-a arătat planul, uitați ce exact, vrem. Exact, când se face proiectul, se trimite și la pictor. Înainte de a ne apuca noi de lucrare, deja se dau dimensiunile iconelor la pictor, că durează și ei, au treabă multă și ei. Uh-huh. Un an, doi, poate, nu? Depinde de comenzi, nu putem lucra doar la o lucrare. Avem nu, zic pictorii, comenzi. Adică au... La biserică durează. Da, tot. Durează. Da, exact. Între timp se pictează și catapeteazma. Noi când mergem să montăm lucrarea, ori sunt deja icoanele, ori vor fi montate după aia. Mm-hmm. Câți oameni lucrează o catapeteazmă? Păi la noi e o afacere de familie mai mult. Nu am dorit să ne extindem. Tu cu tata? Da, mama, toți acolo. Și mama? Da. Și la mamă ce tot finisaje? Nu, parte de finisaje. Și mai avem sculptori care lucrează acasă. Ei se duc piese acasă, ei sculptează acolo, așa lucrează de 30 de ani. Tu când te uiți la o bucată de lemn, așa o vezi că din asta are și o parte, un stâlp, ceva. Exact, exact. Da? Ai început să vezi prin material. Ceva de genul. Aha. Foarte. Îi vedem deja forma. Îi vedeți forma, da. Dar de obicei tata este cel care dă. Tu. Eu vin, am venit cu un suflu idei. Nou, cu idei noi. Aha. Care și, ar fi acestea? Modelele astea care... Le-am luat din Grecia. Eu m-am îndrăgostit de ce am fost în Grecia. E multă sculptură, exact. Mult fineț, multe finețuri, multe. Acolo este și sculptură, am văzut în piatră, multă sculptură în marmură. E ceva de... Da, într-adevăr. Și ce ai văzut? Multe stâlpi ăștia, moderne. Forma ornamentelor și suprapunerea lor. E 3D, cum spunem noi. Aha. Sunt două, trei sculpturi suprapuse. Dar ele având legătură planul 1 cu planul 2 și cu planul 3... Am nu doar un singur plan, cum se face la noi, cum se fac, cam 90% așa se fac. Bine, o sculptură suprapusă necesită și mai multă investiție financiară din partea preotului. Mm-hmm. Am înțeles. Deci este într-adevăr o... Da, o artă, o... Da, ceva care, iată, despre care nu se vorbește foarte mult, multă lume vede, multă lume intră în biserică, multă lume se închină, dar nimeni nu e atent. Tu te uiți când merg oamenii, dacă se uită la, eu știu, la sculptură, la... Ai impresia că nici nu sunt atenți oamenii la zona asta. Eu vreau să cred și vreau să cred că se uită. Se uită, da? Pentru că tot timpul e poziționată în față, oriunde ai sta în biserică, orice ai face, acolo vezi, da. Și îți atrage atenția cumva, toată slujba ești... Ești cu fața la... Exact. Da, iată, sunt lucruri interesante pe care, iată, Vlad le face împreună cu familia, deci mici afaceri de familie, mici, eu știu, lucruri care creează lucruri mari. Vorbeam de extins, da. Cred că dacă ne-am extinde, am scăpat lucrurile de sub control. Financiar ar fi mai bine, în ce sens? Nu te mai poți ocupa la fel de calitate și de finisaje. Mm-hmm. Adică tu spui să alegi aceste lucrări, da? Toată lumea probabil întreabă, bă, cât costă așa? Costă foarte mult, dar și durata este, că nu puteți exact. Face mai mult de două, cred că, pe un an. Trei. Sau trei? Două, trei, da. Dacă, depinde de mărimea lor. Aha. Da, am spus 6 luni, dar nu tot timpul lucrez mai la o lucrare, tot timpul încep 2-3. A, lucrez în paralel. Da, exact. Aha.
Și nu e complicat, nu te încurci, nu, nu le... Nu, fiecare cu proiectul, proiectul e pus acolo pe perete. Aha, am înțeles. Ordine. Da, e... Și dacă ne-am extinde, s-ar crea haosul care, cred, și se scapă. Financiar ar fi mai bine, evoluezi și ar veni banii mai repede, dar nu, dacă, calitatea e mai importantă. Mm-hmm. Trebuie să faci lucruri. Aceste lucrări le supervizează cineva? Le, cum e pictura? E cineva care... Sau voi sunteți cei care le... N-am găsit. Noi ne dorim doar ca preotul. Noi să fim mulțumiți, în primul rând. Aha. Dacă mie îmi place, garantat o să-i placă și preotului care a comandat-o. Am înțeles. Da, e cartea noastră de vizită. E cartea dumneavoastră de vizită, așa este. Nu e este. Vorba de bani sau de altceva. Cine vine la sfințire sau întreabă cine a făcut lucrarea. În primul rând, nu, mitropolitul este cel care vede și spune, da, într-adevăr. Și avem lucrări importante acum, zona București. A, ție și din, din zona Moldovei? Se, da, 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 da. Se construiește în domeniul acesta biserică? Nu știu cât se mai construiește, dar sunt, o biserică durează foarte mult, și 10 ani până se termină o biserică. Și sunt foarte multe biserici începute și se finalizează. Și se finalizează, sau da. Se renovează cele vechi. Se scot catapetezmele vechi, se tratează, se duc în diferite muzee. Face și lucrul ăsta? Pentru da, că, da, da, da. Da? Adică... Acum facem o replică la Mănăstirea Tazlău, este o ușă de 500 de ani sculptată și trebuie de să acolo... facem reproducere la scară de 1 pe 1, identică să facem. Acolo se renovează cu bani, cu fonduri europene, da? Foarte interesant. Da, este, da, da. Este o destinație, recomandăm să mergeți acolo, o mănăstire mică. Da? De pe timpul Ștefan cel Mare. Făcută. Și sculptura e de atunci, ușa. Ușa e foarte bine, e depozitată acum într-un... cum se cam din sticlă, fără acces la oxigen, la din astea, am făcut poze, am măsurat-o, tot cât am putut să o reproducem. Aha, m-ai făcut curios, ia să vedem, poate o găsim. Deci Mănăstirea Tazlău este într-adevăr o destinație turistică. Cred că mai durează un an până va fi gata. Nu e deschis public? Nu se... E deschis, dar e șantier. Aha. Da, într-adevăr este... O artă ceea ce se întâmplă. Nu știu dacă vedem. Acum vedem. Facem și scaun, stranele de acolo, tot designul și tot a fost aprobat de culte după cum se făceau pe vremea aia. Da, e o mănăstire mică, e o mănăstire care a intrat acum într-un un amplu program de renovare. Da, iată, acum... și ziduri, se lucrează la tot ce înseamnă... S-a lucrat foarte mult la partea de fundație, pentru infiltrări. Da, o mănăstire care, iată... se pot face multe nu lucruri dacă bune avut cu fondurile parte de lucrări, de la Ștefan cel Mare până în zilele noastre. Da. Da, foarte interesant, pentru că acestea, nu știu, vor intra în patrimoniu. Munca voastră, tot ce faceți voi, intră, nu? Asta mă bucură cel mai mult. Da? Se va rămâne. Se întâmplă mai și cu corona. Când mergi în cetate și vezi corona, am așa o trăire. Am înțeles. Și cum ai, eu știu, ai gândit tu că trebuie să te implici în politică, Vlad? Păi, eu nu am gândit. M-au făcut aleșii locali. Nu, tu ești un om implicat în tot ce... și în domeniul ăsta al sportului extrem și în mai multe, adică ai... Exact cum e la sculptură, dacă trebuie să sculptez un metru, eu încerc să-l fac cum pot de bine. E la fel și cu orașul, dacă ai de pus două borduri, nu e bine să le pui drept? Nu la asta mă refer când mai ai timp să te dedici, pentru că văd că în ultima perioadă descoper oameni care vor să se implice din postura lor de ce sunt ei, cetățeni, contribuabili, simpli, oameni, da? Se implică, vor să vadă cum se cheltuie banul public, vor să informeze și cetățenii. Trebuie să cred că lumea s-a cam săturat de 30 de ani de promisiuni. Și, da. Și promisiunile și... nu mai poți să stai de 30 de ani, tot să aștepți aceleași promisiuni, tot se repetă, deci la nesfârșit. Iar vine campania, iar promisiuni, iar nu se întâmplă nimic. Da. Motive, ba că s-a schimbat partidul, ba că s-a schimbat președintele Consiliului Județean, ba că nu avem fonduri, orică un proiect durează nu știu câți ani.
Și apoi s-a vorbit de Mănăstirea Tazlău, un simplu stareț a reușit și a făcut un proiect care nu vrea să știu câte milioane de euro s-au luat pentru fonduri europene. Foarte mult. Echipa e imensă de acolo. Da, lucrările sunt... Foarte ample. Da. Când am fost să măsori în mănăstire, erau, cred că s-au spart undeva la 8 metri sub mănăstire și se reconstruiau tot acolo, se izolase. Și vă dați seama că lucrează zeci de oameni 2 ani sau 3 ani. E vorba de mulți bani, care i-au tras un părinte stareț fără echipă în spate, fără... Partid? Cred fără că nu. Fără partid, fără cred nimic. Cred că s-au, eu știu, s-au îmbulzit... Și atunci ca politicieni, ca partid unei atâția oameni și trebuie să ai mai oameni de calitate care să facă continuu proiecte. Da, e o mănăstire ca Putna, mai mică, așa, e miniatură. Da, e foarte, foarte interesant. Sunt oameni care fac lucruri mari, stimați telespectatori, oameni care au început să se implice, și ăsta e lucrul cel mai bun. Oameni care nu mai stau deoparte. Nu neapărat că, da, sunt și oameni care au venit în zona politică, oameni care, mă rog, acum au intrat pe o funcție de consilier, da, și văd că de afară se vede altfel, dinăuntru văleleu. Și au început să învețe și pe alții, mai fac o postare pe Facebook, le mai arată, le mai spune și în stânga și în dreapta, mai cer niște documente. Mai cer socoteală, de ce costă atât? Exact, de ce costă atât, de ce ați făcut, eu știu, contracte de dezăpezire când vedem și noi că au căzut 15 fulgi în iarna asta și ați dat... Și contractul e enorm. Și contractul suma e enorm. Da. Sunt, da. Sunt bani enormi și oamenii trebuie să știe destinația lor. Și în momentul ca tinerii se implice mai mult, nu mai merge. Comentatul pe Facebook nu ajută mult. Ședința de consiliu e publică, ai o neregulă, stradă nu ți-e asfaltată, n-ar rău să-l pui pe Facebook. Vino la ședință și expuneți problema. Bun, și Facebook-ul e bun, că te informează, îți spune, vede. Bun, dar se răcește repede. Gândiți-vă că foarte mulți oameni sunt plecați în străinătate. Ei n-ar avea cum să știe ce se întâmplă pe aici dacă, iată, n-ar avea și rețelele sociale. Uitați-vă cât de greu, eu nu zic de Târgu Neamț, eu vorbesc așa, în general, și în special zona rurală, despre care noi n-am știut până acum. Ce știam noi din comune, ce se întâmplă la ședința de la XY comună. Așa. Și sunt foarte mulți oameni plecați din, nu? Și vor să vadă și ei ce se mai întâmplă. Vor să vadă și ei dacă intră pe site că găsesc toate informațiile utile. Păi sunt comune, n-au mai pus nimic din 2018. Mi-a arătat cineva zilele trecute, am rămas, păi cum adică, da, chiar așa? Dacă căutăm campania și promisiunile, ne speriem. Da, trebuie să intrăm bine în zona asta reformării statului român. Eu stau și mă gândesc, chiar azi mi-am adus aminte, în studio de aici. Da? S-au vorbit foarte mult în campanie electorală, că o să facem, o să reformăm statul. Mă rog, mai sunt câțiva ani până la următoarele alegeri, eu sper să se întâmple. Sper să se întâmple ceva în zona administrației. Aici aș vedea eu prima, eu știu, intervenție masivă, pentru că știți ce se întâmplă? Marile probleme, marile dosare, vedeți că marile dosare sunt din zona banilor ăștia care merg în administrație. Bani care s-au cheltuit cu nemiluita în, eu știu, diferite contracte, diferite... Și aici ar trebui prima intervenție. După aia n-avem spitale, n-avem câte avem și mai... spitalul, are 100 și ceva de ani. Nu s-a mai putut face altul de atunci. Mm-hmm. E greu. Da, apropo de... Fondurile europene durează, nu vin peste noapte. Durează mulți ani. Da. Apropo de discuția asta că vrem spitale, nu catedrale, știi? A fost un refren mulți ani. Dar cine a împiedicat? Exact, nu i-a împiedicat nimeni. Spitalul la Bicaz a fost închis acum 6-7 ani, mi-aduc aminte, în perioada... De actualul ministru al dezvoltării sau care... Da, Pentru că nu aveau personal. Deci vă dați seama. Nu că nu aveau personal. Așa au spus atunci, că nu este personal. Bun, și pentru oamenii care stăm pe deci valea... Deci nu era problema că vrem spitale, nu cadrele. Au lăsat medici să plece în afară. Nu au fost plătiți atunci.
Cred că aia a fost problema. Nu, știi ce se întâmplă? Acum, după tot ce s-a întâmplat, Vlad, în toată perioada asta prin spitale, care au început să ardă la așa, parcă e un strigăt de disperare și al spitalelor. Băi, nu mai putem. Vă dați seama, instalația electrică care a fost făcută acum 70 de ani, nu era atât aparatură cât este acum. Tehnologia a evoluat foarte mult și medicina. Da. Și în aceeași priză tot, ducând probabil mai multe aparate, nu mai rezistă. Exact. Și undeva cedează. Și atunci apar știrile, care nu sunt tocmai plăcute. Exact, da. Și uite, apropo de mănăstirea, ca să facem așa o paralelă, deci mănăstirea, că nu ne spune mereu, auzim, bă, banii europeni se dau numai acolo, băi, se dau în multe direcții, așa, dar trebuie să duci bază la ușă. Trebuie să faci proiectul foarte bun, apropo de mănăstirea Tazlău, da, că era o ruină la propriu și acolo o să devină, cum s-a făcut și la Putna, da, lucrări de renovare, mănăstirea Putna arată cu bani europeni. Cum s-au făcut și la alte mănăstiri. Deci Uniunea Europeană ne dă bani pentru tot ce vrem noi, dar ne dă bani, cum să vă spun, transparent. Ei trebuie să fie cheltuiți. Real? Da, transparent. Nu pe vrăjelile noastre, cum am fost noi învățați. Lasă-mă prețul că facem, 10. Da, facem noi un proiect așa cum Am fost la Brașov, deci am rămas mirat, pozitiv. Cum poate să arate orașul ăla? E perfect. Deci eu dacă ar fi mâine primar acolo, nu știu dacă ce aș putea să modific. A fost un primar de născut la Neamț, prin județul Neamț. Și primarul și nu le-au plăcut la oameni. L-au dat jos, din ce am înțeles, am un prieten da. Acolo, că îi se spunea primarul 10%. E posibil. Deci el datoria de primar și a făcut-o. Aha. Pentru oraș. Vezi ce înseamnă să iei, apropo, vedeți ce înseamnă să iei doar 10%? 10% da. Înseamnă puțin. Știți ce îmi propun? Nu am mai mers cu a furat, dar și mai făcut. Da. Și am impresia furat, că... Deci acasă. Eu știu mai multe de acolo, de la Brașov, dar nu-mi permis să spun la televizor ca să nu ne închidă. Vedeți ce înseamnă doar 10%? Se vede foarte mult în realitate. Da, să fie 100%. Da, să fie... Da? Mă rog. Îmi povestea cineva zilele trecute, asta așa, ca un refren de altă dată. A făcut un WC-ul de ăsta la o școală, a costat 1.700.000.000 pe vremea portocalie, așa, și cu mare greu a reușit și el să deconteze 4.000 de lei, dar numai el știe câte drumuri. Îmi dați și mie un ban, 4.000 de lei și ei au decontat 1.700.000. Băi, nu putem să ne mai dezvoltăm în ritmul ăsta. Păi și unde s-au dus banii, întreb eu? Vacanțe. Deci ăla care a muncit a luat 4.000 de lei și ăla a luat 1.700.000. Nu se poate. Sunt multe reportaje de la cei de la Reporter care nu. Fac să-ți pierzi mințile când îi urmărești. Văd că și observ că și oamenii au început să scrie pe Facebook. Apropo de Facebook, nu, eu nu zic că e rău. Au prins curaj. Măi, scrieți pe Facebook. Scrieți dacă vedeți o neregulă la voi pe stradă, la voi în bloc, la voi. Dacă n-aveți curaj să o postați, puneți-o, dați-o pe la un o presă, da? Numai că mai sunt frică, că nimeni nu asta se tem oamenii, se tem oamenii să nu vină, să nu-mi facă, să nu-mi facă probleme. Cred că vine consilierul de pe zona. Da. Nu le face nimeni nimic. Cum a spus, ar trebui să scrie și nu mai zic, ar trebui să vină la ședințe. Orice problemă, dacă strada ta e neasfaltată, păi vine la fiecare ședință, până se asfaltează, la un moment dat trebuie să se rezolve. Dacă nimeni nu ia la întrebări. Da, e într-adevăr o problemă, apropo de nebunia asta așa, băi, cum poți să lucrezi la o primărie, să fii primar, de să fii 4 ani primar și să nu ai toaletă la primărie? Știți că există o primărie care nu are toaletă? Și întreba domn consilier așa, domnule, cum ați putut sta? Dar unde vă mergeți? Plecați acasă, la prânz, la așa? Nu? Deci este incredibil, pare ce vă spun eu, da? Există o primărie, aia există la Neamț, primăria Dragomirești. Și ne întrebăm... Economie. Nu e interes. Da? Nu e interes. Dacă nu e interes pentru tine să-ți faci condiții acolo, cum să fie interes să faci... Într-o calitate.
pentru localitate. Da, sunt lucruri grave și sunt lucruri reale în societate. De aia trebuie să vină nu știu, un suflu nou, și asta mă sperie pe mine, că noi nu putem scăpa de tarele astea ale trecutului. Să dăm o șpagă la undeva, să rezolvăm o problemă. Da, mă, dar trebuie să rezolv repede. Păi, rezolv repede, pentru că așa trebuie să te rezolve statul. E într-adevăr... Dar totuși, parcă văd și niște semne bune. Nu? Simți așa în societate, că dacă umbli prin țară, umbli prin... Așa simt și eu. Ar trebui un pic mai să fim mai mulți și să ne grăbim un pic, pentru că trec anii, banii se cheltuie și cresc copiii noștri și nu e bine. Da. Credeam că vrei să spun că trec anii și nu mai am nevoie de autostradă la vreo 70 ceva de ani. Mergem cu drona. Că mergem cu drona, dar nu mai am nevoie, atunci chiar nu mai îmi doresc. Apropo de autostradă, vedeți, sunt ONG-urile acestea care merg săptămânal la București să stea luni la ședință cu ministrul și să pună presiune ca aceste termene să fie făcute, pentru că asta vrea Uniunea Europeană. Da? Uniunea Europeană nu vine și spune basculanta de bani, ți-o descarcă la poartă și la revedere, îmi trimis facturile prin poștă. Nu, ia-ți dă puțin, ia să văd dacă mi-ai făcut. Da? Și totul trebuie făcut, calculat și făcut la termene. E... De asta nu le place, probabil. Da, pentru că noi numai... Hai să luăm și noi, hai să cărăm și noi. Așa am făcut noi capitalismul. Am luat de la stat și am cărat la noi în ogradă. Și gata, suntem cei mai buni capitaliști. Nu, trebuie să ne iasă din cap lucrurile astea. Trebuie să ne iasă din cap. Și așteptăm și noi să se miște lucrurile și pe partea justiției. Adică, domnule, faceți curățenie. Ăia care știți că au probleme, luați-i și lăsați-mă pe oamenii care vor să implice și vor să... Nici cu aia 10%. Da? Nu, eu înțeleg. Un ban la partid, un ban pentru... Da, că... Dar nu înțeleg nici asta, domnul Vlad Peiu, pentru că partidele primește și bani de la buget. Foarte mulți bani. Foarte mulți bani. Adică ori... De campaniile au fost plătite de la buget. Și așa a fost discuția la bun început. Domnule, dăm bani să nu mai avem problemele alea... Păi, fă că nu s-a schimbat nimic. Da, e într-adevăr o discuție. Mai avem 3 minute? Florin, mulțumesc. Acum încercăm noi cu cum vezi cu... schimbările astea așa? Eu mă uit că e un balamuc general. Dacă deschid televizorul, mă și sperie. Îl închid în secunda 2. Prefer să mă mai uit la televizor. Da. Noi încercăm acum cu un adăpost de animale. Domnul primar la ultima ședință ne-a promis că ne va ajuta. Pentru câini. Da. Da. Și am vorbit cu... Câniva Gabonzi. Un ONG foarte cunoscut. Așteptăm răspunsul să nu mai e bărbat să facem noi. Umblăm cu acte, dacă s-ar putea să ne ajute să fim o filială mai mică din organizația lor. Deci să fie un padoc, da, așa, de animale. Teren, da. Trebuie puțin teren. Nu putem acolo un 10 metri pătrat și... Așa. Păi, că a fost ceva de genul la termenul era lagăr. Nu era... Aha. Creștinește, nu putem face treaba asta. Și s-a rezolvat problema și pentru cei care nu-i doresc să vadă animale pe stradă, că na, mm-hmm. latră, da. Mușcă pe copii, sunt și cei care iubesc animalele și cu ocazia s-a rezolvat toate problemele. Și sper să reușim. Ce v-a promis domnul primar? Că ne ajută cu terenul. Aha, undeva la marginea orașului, undeva mai... Obligat va trebui să fie la marginea orașului. Dar noi, de datoria noastră, mm-hmm. trebuie să... Și asta să fie așa un proiect comun, societate civilă, primărie. Nici nu contează. Important e să rezolvăm problema. Ei, vedeți dumneavoastră unde democrația funcționează și unde oamenii înțeleg să se implice în zona asta, funcționează principiul ăsta, bugetării, cum să spun, acestor proiecte venite de la populație. Da? Clujul, de exemplu, face lucrul ăsta, da? Și societatea civilă, da, vine și pune pe masa, pentru că nu poți să te mai lași nici în baza politicienilor ăștia, că nici ei poate nu sunt pe toate străzile, nici ei n-au toate informațiile, mai... Cu toate că ar trebui să fie pe toate străzile. Cu toate că ar trebui, da, dar s-a constatat, domnule, implicare din toate părțile, așa, vii și le spui, domnule, uite, cum e proiectul ăsta, domnule primar,
faceți lucrul ăsta. Uite, aveți niște teren undeva, noi venim cu ONG-ul respectiv, venim și rezolvăm problema câinilor. Am găsit câteva persoane care iubesc foarte mult animale și ar dori să se implice, dețin căței care ar putea ajuta ceilalți căței, sunt foarte, foarte bine dresați. Aha. Că automat, pe stradă găsești căței accidentați, loviți, vor trebui operați. Am fost la casa respectivă acolo și m-am speriat. Dar în schimb, oamenii care lucrează acolo se vede că iubesc animale și îi ajută foarte mult. Uh-huh. Era o cameră cu căței care ieșeau din operație, erau cei agresivi închiși separat, cei pentru donații și pentru care se pot să-i, nu vine termenul acum, ele se fac poze frumoase, sunt spălați, aranjați. Aha. Au pagina lor de Facebook. Ia auzi. Nu mai cumperi cățel, te duci și ele de acolo. Și ele de acolo. Da, trebuie să intrăm și noi într-o lume. Poliția locală, până la urmă, în Târgu Neamț, sunt 3 intrări. Ar trebui supravegheate mai bine, că tot este mitul ăsta, că se aduc câini. Păi doar sunt 3 intrări, nu sunt 100. Da, mă rog, dar câinii nu se aduc în oraș. Câinii sunt lăsați pe undeva și vin în... Da, dacă... Nu, vin către zona de... Unde să meargă? Vin către oraș pentru că aici găsesc de hrană, găsesc de... Da. Și animalele nu au nicio vină. Animalele n-au nicio vină, da. Tot noi oamenii. Amenzile ar trebui să fie mai mari. Pentru că ai cățelul, nu l-ai sterilizat, au apărut pui într-o sacoșă și pui la tomberon. Pui cresc, se mulțesc și nu mai scade problema asta niciodată. Da, am văzut în Constanța. Uite, dacă vrei să trimiți și ție, că am pozat acum vreo 2-3 ani. Așa. Deci amenzi foarte mari pentru lucruri simple. Ai scuipat pe stradă? 500 de lei. 10 milioane. Chiar erau așa. Deci de la lucrurile astea începi. Da? De la lucrurile astea. Că ai aruncat o hârtie, 10 milioane. De ce? Păi dacă nu ești în stare lucruri simple să le respecti, păi n-ai să respecti nici altele mai așa. Și mi s-a părut interesant. Păi cine te pune să arunci gumă pe stradă? Să arunci o gumă pe jos. Ți se pare un lucru banal. Da, dar... Se cerea desființarea poliției locale, nu aș fi de acord. În schimb, se mai pot trasa niște sarcini și... Aici e o altă discuție. M-am uitat și eu la Piatra Neamț. Poliția locală înghite sume imense. Și aceeași sumă o văd și pe zona de învățământ. Adică, băi, nene, totuși parcă mai mult am nevoie de învățământ decât de poliție, știi? Locală, mai ales că mai am una națională, da? Aici e o altă discuție și poate o să o facem într-o altă emisiune. Eu am zis așa, sunt discuții în societatea civilă, dacă e bine să mai dăm bani la biserici. Iată, sunt partide care spun, domnule, nu mai e bine să mai dăm banii la biserici, da? Dacă e bine, nu știu, sunt discuții care trebuie să se facă cu argumente. Pro și contra. Nu, e și asta cu și poliția loc. Se dau bani la biserici, se pot, da. Nu. Ca primărie. Pentru că ați văzut că s-au tăiat anul ăsta, s-au tăiat niște sume importante de bani de la culte. La fel, trebuie făcut o discuție în societatea noastră dacă e bine sau nu e bine cu poliția locală. Poliția locală are salari mai mari ca poliția națională. Cum e posibil? Păi ăștia au învățat poliție să fie, să bată, să aia cu hoții, cu așa. Ăștia alții sunt luați din alte zone. Plus că au fost, eu știu, mulți sunt de ăștia din Poliția Națională cu probleme tinichele și băgați aici. Adică sunt discuții de făcut în societate. Destul de delicat. E un subiect destul de delicat, da. Da, eu, și trebuie făcut. Nu aș fi pentru desfințare. Oricum, e o discuție importantă în societate. Am văzut că un primar a spus, domnule, am desfințat poliția. Ok, dar ce pui în loc? Păi asta e. Vii cu ONG-uri? Eu am văzut și în Germania, spre exemplu, au creat niște ONG-uri care au relații, da? Trebuie să vii cu ceva în loc, pentru că Poliția Națională nu-ți mai vine ea la munca de jos, că și aici e o altă discuție. În fine, trebuie spuse lucrurile astea, de-aia vă spun că nu-mi place deloc balamucul ăsta de pe micul ecran bucureștean, da? Că nu înțelege omul nimic, dacă aduci pe unul care strigă, țipă, vezi că ăla face rating și ce am rezolvat. Nu, tată, trebuie să stăm la discuții și să le explicăm oamenilor. Se întâmplă lucruri bune și apoi la muncă. Se întâmplă lucruri frumoase și aici în Târgu Neamț.
Vlad Peiu, un tânăr, eu sper de viitor, la următoarele alegeri, să te văd acolo, în Consiliul Local, nu neapărat să... Noi oricum suntem în Consiliul Local, mergem la toate ședințele. La toate ședințele, da. Și oamenilor trebuie să le, să li se spună, da? Ce proiecte sunt, ce, eu știu, se face cu banul lor. Nimic ascuns. Eu consider transparența trebuie să fie deviza noastră în următorii 4 ani, până la următoarele alegeri. Îți mulțumesc, Vlad. Și vă mulțumesc. Îți doresc succes. Ne-ai arătat azi lucruri extraordinare pe care, iată, le faci tu și, mă rog, părinții și afacerea dumneavoastră de familie. Vă mai aștept. Mai discutăm, mai venim. E important. Ok. Vlad Peiu, un tânăr, sperăm noi, de viitor și în politică. Iată, e de viitor, e de succes în business. De aici, din Târgu Neamț, îți mulțumesc, Vlad, succes în afaceri, în politică și te mai așteptăm. Vă mulțumim, ne oprim aici. La revedere! La revedere!